Adăposturile antiaeriene din Deva au fost verificate de către autoritățile competente. În urma recentului control au fost făcute completări acolo unde era necesar și au fost declarate funcționale. Cu toate acestea, acolo s-ar putea adăposti doar câteva sute de deveni. Au fost verificate și dotările, acolo unde a fost nevoie să au completat dotările cu echipamentul specific, potrivit legislației în vigoare. Din păcate, perfecte dreptate. Sunt total insuficiente. Din câte ne amintesc, e vorba de un număr de 300-400 de locuri în adăposturile antiaeriene dedicate. În afara celor pe care le are sub ordine primăria de Roma, sunt 4 sau 5 adăposturi, astfel de adăposturi sub ordinea Consiliului Județean, Ferada municipiului Deva. Situația însă nu trebuie dramatizată, întrucât există posibilitatea, deloc complicată, a suplimentării adăposturilor antiaeriene, dar numai în cazul în care guvernul va emite un act normativ în acest sens. Aproape toate clădirile construite după 1990, care au subsol și planșeu de beton, sunt propice, pentru că adăposturile și cele pe care le avem noi, astea sunt în sine. Niște subsoluri au fost locuri betonate, cu uși speciale și cu niște echipamente. Deci toate sunt propice pentru astfel de adăposturi. Reglementările în materie le face Guvernul României atunci când apreciază. În municipiul Deva, adăposturile antiaeriene oficiale sunt aplasate în 4 locații, respectiv în cele 2 imobile ANL, pe strada Mihai Eminescu, numărul 48A, și la un operator economic din domeniul cablajelor auto.